Renumitul festival Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean a ajuns în acest an la cea de-a 11-a ediție. Tineri interpreți din întreaga țară, dar și de peste hotare, se mai pot înscrie până în data de 10 aprilie, iar concursul va avea loc în perioada 18-19 aprilie la Teatrul de Artă din Deva. Tinerii interpreți de muzică populară din țară și de peste hotare se mai pot înscrie până la data de 10 aprilie la preselecția Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean, ediția 11-a. Renumitul concurs este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în perioada 17-19 aprilie cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Cei mai talentați dintre tinerii interpreți vor urca pe scena de la Deva, iar cel mai bun va câștiga și marele trofeu râvnit de toți. Joi, 18 aprilie, de la ora 17:30, are loc concursul de interpretare vocală, iar invitații în recital sunt Niculina Stoican și Ovidiu Homorodean. Vineri, 19 aprilie, de la ora 17:30, va avea loc gala laureaților, iar Liliana Laichinici, Cornel Borza și Elena Evsei vor încânta publicul Hunedorean. De asemenea, invitată la eveniment este și Delia Grandore, laureată a ediției din anul 2023. Președintele juriului este realizatoarea de emisiuni și etnomuzicolog Elize Stan. Pe parcursul celor două zile pe scenă vor urca și ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, dirijorul George Câlțea, alături de directorul festivalului Ciprian Roman. Intrarea este liberă pe bază de invitație, care se poate procura de la Agenția Teatrului de Artă Deva.